dragi Cristina, Ierasim, doctor în istorie, Institutul de Istorie și Viorel Bolduma, lector universitar, Facultatea de Filologie și Istorie a Universității Ion Creangă. Vă pot zice așa, prieteni ai bibliotecii, nu suntem la o primă întâlnire, la o primă ședință. Am mai avut și în decembrie, unde a participat Viorel Bolduma cu o lecție publică despre Marea Unire 1918 și Cristina, de asemenea, a mai avut o pledoarie despre tradiții și obiceiuri românești, iar astăzi, fiind în ajunul unui eveniment 27 martie, Marea Unire, când se împlinesc 103 de la această unire, m-am gândit că este frumos și bine, precum suntem o bibliotecă de carte românească, să-l facem pe cititorul nostru mai informat, pe vizitatorii paginii noastre. Și chiar dacă am început-o un picuț mai devreme decât este anunțat în afișul nostru, vedem aici ce frumoasă copertă avem de eveniment, care se numește Lecție publică, rolul personalităților în realizarea actului Unirii Basarabiei cu România din 27 martie 1918. Mult vehiculat, poate bine cunoscut de unii, de istorici, mai puțin cunoscut de unii contemporani, de elevi, și asta o să fie un dialog dintre doi cunoscători și doi dintre istorici care vor disemina aceste cunoștințe. Vă zic încă o dată, bine ați venit la noi și avem un cadru așa de studiou improvizat, unde respectăm și normele prevăzute de prevenție de COVID-19 și totodată vrem să ne simțim și lejer, degajați, ca să ne permită să avem și o discuție. Între timp, cei care vor să ne adreseze întrebări o pot face și colega mea, Marta, o să ne le transmită. Dacă vor fi întrebări din partea cealaltă de monitor, să zic. Suntem într-o lume virtuală, dar asta nu înseamnă că suntem rupți de istorie și de neam, că astăzi mai mult ca oricând e bine să avem aplecare spre ea. Mulțumesc și să zic cine începe primul, îi dau cuvântul Cristinei Ierasim, doctor în istorie, cercetător științific, să nu omit nimic, că știu că e frumos și e bine și e etic toată titulatura să fie întreagă, cercetător istoric, ziceam la Institutul de Istorie, știu că ești și un bun pedagog. Mulțumesc mult! Și bine ai venit la noi! O zic, nu știu a câta oară, dar nu pot să nu o fac. Să începem pendelete a dezghioca acest subiect. Da, vă mulțumesc mult, doamnă director, mulțumesc mult pentru invitație. Îmi transpiră ochelarii și am să încerc să iau masca așa. Cum avem distanța, cum da. Avem... Într-adevăr, cum ați menționat, doamna director a vorbit despre unirea Basarabiei cu România din 27 martie 1918, reprezintă unul din obligațiile noastre ca români pentru a elogia pe strămoșii noștri, această generație, demonstrând lumii întregi că se poate face lucruri frumoase, iar acest eveniment de la care avem 103 ani reprezintă poate unul din punctele forte din istoria poporului român, din istoria poporului dintre român, dintre Prut și Nistru. În ceea ce urmează vreau să zic că la începutul secolului 20, în provincia, în gubernia Basarabia, tot mai mult se accentuia mișcarea de eliberare națională. Atât reprezentanții intelectualității, cât și categoriile sociale mai inferioare erau cei care pledau și tot mai des și apare ideea aceasta de unire.
În 1914 se declanșează primul război mondial, cunoscut pe atunci ca Marele Război. Acesta a fost un cadru propice pentru români într-o realizare a unirii. De aceea, în istoriografie, acest război noi îl identificăm și ca războiul pentru reîntrăgirea țării. La început, România și-a declarat neutralitatea și atunci două tabere politice au început să pledeze pentru care tabără să intre. Fie pentru tripla alianță, asta însemna că obțin Basarabia, fie pentru Antanta, asta însemna că obțin Bucovina și Transilvania, pentru că aceste trei provincii erau înstrăinate. După un joc diplomatic foarte complicat, România decide și intră în război în 1916 de partea Antantei. Respectiv, a pretinde la Basarabia, cumva nu se putea, pentru că Basarabia era partea Imperiului Rus, care făcea parte din Antanta. Însă, în acest context, acest război este cel care i-a făcut pe basarabeni să treacă Prutul și, cum zicea folcloristul Petre Ștefănucă, de fapt au văzut că peste Prut sunt aceiași români și vorbesc aceeași limbă ca și ei. În plus, în 1917, în Imperiul Rus, începe mișcarea revoluționară care s-a soldat cu căderea Imperiului Rus, ceea ce cumva a favorizat și desfășurarea mișcării naționale în Basarabia. Desigur că primul război mondial, Revoluția din Imperiul Rus, a creat un context favorabil unirii, însă nu trebuie să minimalizăm cumva rolul populației din Basarabia, care au pledat pentru această unire și de fapt au întreprins niște acțiuni, așa pași mărunți, dar sigur, care s-au soldat cu unirea Basarabiei cu România și îl invit pe colegul meu să ne vorbească despre acești pași mărunți care i-a făcut, dar sigur. Bună ziua la toți, mă numesc Gheorghe Bolduma, lector universitar la Universitatea Pedagogică Ion Creangă și totodată și profesor de istorie, Centrul de Excelență Construcții din Chișinău. Da, eu continuu gândul ce l-a început colega mea, Cristina, și amintesc că în februarie 1917 a avut loc Revoluția Burgheză din Imperiul Rus, unde s-a declarat dreptul popoarelor la autodeterminare și sub această influență în mai multe încă guverne imperiale s-a declanșat această mișcare de eliberare naționale, popoarele subjugate doreau să se elibereze. În acest val a făcut parte și Basarabia, care încă la începutul lunii aprilie 1917, la 2 aprilie, s-a format la Chișinău Partidul Național Moldovenesc, al cărui președinte a fost Vasile Stroiescu, despre care vom vorbi ceva mai jos. Partidul s-a înscris în programul său ca obiectiv principal autonomia Basarabiei, obținerea acestei autonomii. La 8 octombrie 1917, a fost convocat Congresul Ostașilor Moldoveni întruniți la Chișinău, care a proclamat autonomia Basarabiei, fiindcă erau foarte mulți ostași din Basarabia pe front și ei reprezentau un nucleu important în această mișcare. În perioada 26 noiembrie a avut loc Congresul de Constituire a Sfatului Țării, organism coordonator al luptei pentru unire, ales pe bază democratice, reprezentanți ai tuturor etniilor locuitoare din Basarabia. Președintele Sfatului Țării a fost ales Ion Inguleț și avea ca organ executiv Consiliul Directorilor Generali, un guvern condus de Pietru Erhan. Toate atribuțiile de stat, practic, le avea Basarabia la acea etapă, s-a format. Etapa următoare este la 2 decembrie 1970, când organismul de conducere a proclamat Republica Democrată Moldovenească, deci era practic o republică independentă. Primul președinte al acestui a fost ales Ion Inguleț, iar puterea executivă a fost preluată de către guvern. Consiliul de Directori Generali, confruntat cu dezordinea și distrugerile provocate de trupele rusești în retragere, amintim că după pace la Brest-Litovsk, Lenin a declarat că se retrage din război și respectiv
Pământ și Pace, declarația aceasta Pământ și Pace, și majoritatea orașului, fiind țărani, au început să părăsească, să dezerteze în masă, inclusiv și în armatele ruse care erau și în Basarabia, și se dedeau la dezordine, violuri, jafuri și, prin urmare, la 12 ianuarie 1918, la invitația sfatului țării, generalul Bodișteanul cu armata a trecut Prutul și a restabilit ordinea în Basarabia fără să se implice în acțiunile politice ale sfatului țării. Încă a fost invitată anume pentru restabilirea ordinii. Practic vom vedea în luna noiembrie, când a avut loc unirea Bucovinii cu România, la fel, armata română a făcut ordine din cauza iarăși aceleași dezertări în masă de pe front. Un alt eveniment important este faptul că la 24 ianuarie 1918, Sfatul Țării, întrunit la Chișinău, a proclamat independența Republicii Democratice Moldovenești și separarea ei de Republica Federativă Rusă, fiindcă deja hotare după proclamarea independenței a Ucrainei, după parada Ucrainei și a declarat independența, și mai ales avea drept scop final și înglobarea Basarabiei în componență, respectiv, a fost declarată independența Republicii Democrate Moldovenești. A fost aleasă această dată în mod special, fiindcă 24 ianuarie este și ziua Unirii Principatelor Române. A fost o festivitate de anvergură la acea etapă. A fost, practic, un compas înainte spre unirea Basarabiei cu România. Și la 27 martie deja a fost convocat Sfatul Țării, care a votat unirea Basarabiei cu 86 voturi pentru, 3 împotrivă și 36 abțineri. S-a votat unirea Basarabiei cu România, care la 22 aprilie 1918 regele Ferdinand a și semnat decretul de promulgare a actului unirii cu Basarabiei cu România. Pentru administrarea provizorie a Basarabiei a fost desemnat Consiliul Directorilor până la preluarea acestei de Guvernul de la București, adică o perioadă de tranziție. În continuare, aș vrea să mă axez anume pe câteva personalități care au contribuit la realizarea acestui act, fiindcă în istorie foarte mult contează și rolul personalităților la anumite etape, și contribuția acestora, și sigur că sunt foarte multe personalități, am selectat poate câteva, eu și Cristina, despre care vom vorbi în continuare. Și iată, una dintre aceste personalități este Ion Niculeț, care a fost ales, am menționat mai sus, președinte a Sfatului Țării. Ion Niculeț s-a născut la 5 aprilie 1884 în satul Rezeni, județul Chișinău, într-o familie de țărani, Constantin și Marie Niculeț. Amintesc că Rezeni a mai dat Sfatul Țării și pe alți deputați, Ion Pelivan, așa. Și respectiv, da, și amintesc și Elena Aristar a trăit o perioadă, a locuit acolo o perioadă, da, la Rezeni, deci până ce soțul e decedat. Interesat, Ion Niculeț, fiind interesat de științele exacte, după ce termină seminarul teologic, urmează cursurile universității din Dorpat, Estonia, foarte mulți basarabeni au absolvit această universitate. În anul 1905 este admis, însă izbucnirea Revoluției din Rusia îl determină să se întoarcă la Chișinău și să colaboreze cu primul ziar românesc Basarabia în perioada 1906-1907. În continuare, el se întoarce și absolvește totuși Facultatea de Științe Fizico-Matematice a Universității Imperiale din Sankt Petersburg, se transferă din Estonia în Sankt Petersburg, pe care o absolvește, activează în anumită perioadă în calitate de profesor privat la școala reală, la instituții private, la școala reală Cuzmina din Sankt Petersburg, la profesor de matematică la școala comercială Tutorskaya, apoi la școala comercială de stat și în anul 1970, a fost deputat în Sovietul din Petrograd din partea ISR-ilor. Ca ulterior, în aprilie 1917, Ion Niculeț revine în Basarabia ca emisar al președintelui Guvernului Provizoriu Alexandru Kerensky, în fruntea unui grup de 40 de basarabeni, studenți și profesori la Petrograd, cu scopul de a adânci cucerirea Revoluției din februarie. Încă nu se gândeau atunci încă la actul final, actul unirii, fiindcă Rusia se vehicula, multe
din aceste gubernii se vedeau într-o viitoare federație rusă, autonomă, principii constituite pe principii democratice, până la Revoluția Bolșevică. Este ales deputat în primul parlament al Basarabiei, sfatul țării, alături de Pantelimon Halipa, Boris Iepure și Ion Buzdugan, militând activ pentru reîntregirea neamului românesc. După votarea actului Unirii, după Marea Unirii din 27 martie 1918, Ion Enculeț continuă activitatea atât științifică cât și politică, datorită activității științifice este ales și membru al titular al Academiei Române în 1918, dar paralel are și o viață politică foarte activă, fiind ocupând mai multe funcții publice în Guvernul României, ministrul Basarabiei, ministrul Sănătății Publice, ministrul de Interne, ministrul administrațiilor, vicepreședinte al Consiliului de Ministri al Guvernului, condus de Gheorghe Ducă în 1933-1937. Deci a avut o viață foarte activă în viața politică, dar la 19 noiembrie, în urmă unui atac de cord, s-a stins din viață și fiind înmormântat la biserica Sfântul Ioan din Bârnova, județul Iași. Contemporanii l-au caracterizat ca o personalitate demnă, ca o personalitate liniștită, modestă, care își dorea foarte mult unirea Basarabiei cu România, inclusiv reforma agrară, care era o problemă stringentă a Basarabiei la acea etapă, care reforma a fost și realizată mai târziu, asta printre altele fiind și o condiție a actului unirii din 27 martie 1918 și realizarea reformii agrare. În continuare, transmit cuvântul lui Cristina, care va vorbi despre alte personalități care au avut un rol la fel de important. Mulțumesc, vorbeai atât de fluent și rapid, dar eu tot voiam, dacă ai vorbit atât de frumos de Ion Enculeț, să-l aduc așa mai aproape de obiectivul camerei, să cunoască lumea această personalitate, că nu o găseam aici pe Flipchat și am luat-o de pe panou să vedem cine este Ion Enculeț, cel care a avut așa o deosebită contribuție și o biografie plenară de un om cu demnitate națională. Și cred că merită să-l pun așa, nici nu știu unde, ca să se vadă mai bine că toți sunt meritoși, dar îl ridic așa un picuț mai sus. Mulțumesc, te rog, Cristina. Da, într-adevăr, Ion Enculeț a fost președintele sfatului țării și a prezidat ședința care a votat unirea Basarabiei cu România. Dar a vorbit despre unirea din Basarabia, a vorbit despre Ion Enculeț și să nu vorbim despre Pantelimon Halipa, Pan Halipa, deja cum a menționat și colegul meu atunci când vorbea și prezenta personalitatea lui Ion Enculeț, înseamnă că nu prezentăm un tot întreg, pentru că practic aceeași traiectorii, să zic așa, același drum, aceeași carieră a avut-o și Pan Halipa, Pantelimon Halipa. Născut în Soroca, în Cubolta, într-o familie de preoți. El este cel care, după absolvirea școlii din satul natal, își urmează studiile la seminarul teologic, iar ulterior ajunge și el să fie student la aceeași universitate din Dorpat, la Facultatea de Fizică și Matematică. Aceeași soartă a avut-o și el ca Ion Enculeț, pentru că nu ajunge să finiseze această universitate pentru că s-a declanșat Revoluția Rusă. Ceea ce este important, stimați colegi, să menționăm aici este faptul că, iată, Enculeț, Halipa și toți ceilalți basarabeni menționați și colegul meu care se aflau aici la Dorpat, au organizat și o societate a studenților basarabeni acolo și au început să promoveze melodii în limba română, tricolorul, adică și asta și de fapt a dus la ideea și la următorul eveniment că mulți din ei au fost arestați, deportați, închiși. Pe Pantelimon Halipa de la Dorpat
îl avem participant la Congresul Țăranilor din partea Basarabiei la Petersburg, unde dânsul a fost arestat și a stat închis la Butârca. Ulterior, în 1906, el revine în Basarabia și iarăși coincidența, sau să zic aceeași linie, pentru că alături de Inguleț, de redactorul șef Emanuel Gavriliță, sunt cei care fondează ziarul Basarabia. Este primul ziar, primul organ de presă care apare în limba română după 1812, adică aproape după 100 de ani de dominație și de rusificare. Dânsul în această revistă a publicat mai multe articole în care la fel pledează pentru cauza țărănească, cum spunea și colegul meu, pledează pentru ideea aceasta de autonomie, pentru ideea de unire a Basarabiei și chiar din cauza unui articol a său, redactorul șef Emanuel Gavriliță a fost arestat și pedepsit. Din mărturiile, din memoriile lui Pantelemon Halipa, identificăm date despre ziarul și ne zice că când am văzut că totuși, pentru că a apărut câteva luni această revistă, câteva numere are și zice în momentul în care am văzut că, uite, mi se închide, să zic așa, va fi închis, în ultimul număr am publicat Deșteaptă-te Române, adică ca să-i cumva așa, să-i ațâță și mai multe autoritățile țariste. După aceasta, dânsul, susținut de Constantin Stere, pe o bursă oferită de Vasile Stroiescu, despre care menționase colegul și despre care o să ne vorbească în continuare, ajunge să-și facă studiile la Iași, la Facultatea de Filologie și Filosofie. De acolo revine în Basarabia și în 1913 fondează revista Cuvânt Moldovenesc. După cum spune însuși Pantelemon Halipa despre această revistă, zice că este unica revistă care era dedicată țăranilor și avea ca scop să cultive și să educe pe țăran. Pentru că trebuie să recunoaștem că Basarabia la acel moment era foarte analfabetă, era, cred, cea mai analfabetă... 90% populației era analfabetă. Da, cea mai analfabetă provincie care din toate care erau înstrăinate era Basarabia și respectiv, iată, această revistă și are rolul său. În anii 1917 îl avem pe Pantelemon Halipa încadrat în toate activitățile acestea despre care vorbise colegul, adică este și el membru și fondează Partidul Național Moldovenesc, este și el cel care face parte din Societatea Culturală Moldovenească, care a fost reînființată și în această ordine de idei el participă și la congresele preoților și profesorilor și studenților, unde vorbește despre Basarabia, despre autonomia Basarabiei, despre independența Basarabiei și ulterior despre unirea acesteia. La fel, el a fost membru al Sfatului Țării de la 21 noiembrie, adică când avem prima ședință a acestui organ reprezentativ. A avut funcția, să zic, de vicepreședinte al Sfatului Țării și iată, în această ordine de idei, el este cel care a votat unirea la 27 martie și i-a susținut. La fel, alături de Ion Inculeț, de Daniel Ciugureanu, el a fost cel care a mers la Iași, spunea colegul, și a prezentat regelui Ferdinand declarația aceasta de unire a Basarabiei, pe care Ferdinand o și recunoaște. Și la fel, el a făcut parte din delegațiile basarabenilor care au participat la adunarea din Cernăuz din 28 noiembrie, care votează unirea Bucovinii cu România și la 1 decembrie în Transilvania, la Marea Adunare Națională, unde a fost votată unirea Transilvaniei și respectiv crearea României Mari. Ulterior, la fel ca și în Culeț, îl avem în niște funcții cheie în statul român, adică fiind parte a guvernului român, a câteva guverne,
deținând funcția de deputat în Parlamentul Român, adică a continuat activitatea sa. Și la fel, vorbind despre Pantelimon Halipa, trebuie să-i menționăm și rolul său în lucrările istorice, sociale, care ni le-a lăsat, care le avem și până astăzi. Și noi, istoricii și cei pasionați de istorie, apelăm la ele atunci când căutăm informații despre localități și multe alte detalii, adică pentru că reprezintă o sursă de la acel moment. Deja, cum spuneam, că și Pantelimon Halipa și Inculeț și Elena Alistar au fost susținuți de Vasile Stroiescu în multe pornire ale lor. Și îl invit pe colegul meu să ne vorbească despre acest Nobel basarabean, Vasile Stroiescu. Desigur, când vorbim despre Marea Unire, nu putem să nu pomenim despre marele patriot și mecenat basarabean Vasile Stroiescu, care practic a pus umărul la acest act de la 27 martie. Vasile Stroiescu s-a născut într-o veche familie românească la 11 noiembrie 1845 în satul Trinca din județul Hotin, deci fiind originar de la Nord, suntem pământeni. A studiat dreptul la Universitatea Moscova, San Petersburg, Berlin, apoi a călătorit prin Europa, Africa, a reîntors acasă, s-a angajat în calitate de judecător la tribunalul din Hotin până la moartea tatălui său în 1875, apoi se retrage, renunță la carieră politică și profesională, se retrage de fapt la cariera profesională, aceea politică se include mai mult. Și s-a stabilit în satul Brânzeni din județul Bălți, unde va trăi tot restul vieții. A moștenit de la părinți mai multe moșii, cu o suprafață în totală de 9.000 de hectare, le-a administrat atât de bine încât spre sfârșitul vieții sale avea 25.000 de hectare deja, care li se adăugat mari cerezi de vite, herghilii de cai, turme de oi și numeroase conace. Toate aceste averi le-a pus în serviciu țării, în folosul țărănimii și citesc pe Eugen Corban, pe care a iubit-o, a îndrumat-o și a ajutat-o. A fost ctitor de biserici din apropiere, de la Șofricani, Zăicani, Trinca, Pociumbăuți, fundatoarea spitalului din Trinca și Brătușeni, donator în sprijinul bisericii din, de acolo și a școlilor respectiv din regiune. La fel, Vasile Stroiescu a contribuit foarte mult la cultivarea cauzei naționale și stimularea mișcării de liberare națională, anume în Transilvania, nu din considerentul că în Basarabia nu era necesitate respectivă și Cristina a menționat și mai subliniez că 90% din populație Basarabia analfabetă. Nu de ce, că nu dorea să învețe carte, dar din considerentul mai mult că învățătura, tot cartea trebuie să facă în limba rusă. Deci, și din aceste considerente, Vasile Stroiescu a ajutat școala cel mai puțin, fiindcă nu dorea să financeze școlile respectiv care predau predare în limba rusă, ci numai în limba română. Drept recompensă pentru actele de binefacere și contribuție la trezirea conștiinței naționale este ales ca membru onorific al Academiei Române pe 24 mai 1910, ulterior și senator din partea senatorului de Transilvania. Acțiunile pe care le-a realizat Vasile Stroiescu în timpul vieții sale erau orientate spre aceea ca neamul să fie unit, să se ajute reciproc, fiindcă noi, cei din Basarabia, trebuie să ne mândrim cu această personalitate. Cel care el a călătorit atât de mult, cunoștea lumea atât de bine, el doar